Cu 2 ani de la moartea lui Michael Jackson, dar cauzele sunt încă învăluite în mister. Moștenirea lăsată de artistul care a redefinit muzica și dansul este dusă însă mai departe de fanii săi din întreaga lume. Familia lui Michael își amintește cu durere de momentul în care a aflat de decesul artistului. I couldn't believe that I was announcing my brother's death for the world. I was numb. Very numb. This is it. Printre tributurile aduse regelui pop se numără și filmul This Is It, care prezintă pregătirile făcute de Michael pentru ultimele sale concerte care urmau să aibă loc în Londra, pe Arena O2. Filmul a avut încasări de peste 250 de milioane de dolari în întreaga lume, devenind documentarul cu cele mai mari câștiguri din toate timpurile. Tot în memoria lui Michael a luat ființă și proiectul Behind the Mask. Mii de fani ai artistului din întreaga lume au participat la această inițiativă, făcând parte din cel mai nou videoclip post-mortem al lui Michael. Artistul a murit la vârsta de 50 de ani, la reședința sa din Beverly Hills, după o supradoză de propofol, un sedativ foarte puternic. Doctorul său, Conrad Murray, este judecat pentru omor. Doamnelor și domnilor, observatorul